La indicația mea, Corpul de Control al Prim-Ministrului a inițiat, în colaborare cu Poliția, o serie de verificări la Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor și Centrul Republican de Diagnostică Veterinară, care este laboratorul specializat de verificare, inclusiv a peștelui. În rezultatul acestor verificări s-a descoperit că în perioada 20 august 4 octombrie, din 124 de loturi de pește congelat importat în Republica Moldova, 73 au avut rezultate negative la laborator. Scuzați-mă. În special, este vorba de pește infestat, pește cu paraziți. În contradicție cu prevederile legale, laboratorul nu a informat ANSA despre neregulile depistate, astfel încât toate loturile primeau certificatul veterinar și dreptul de a importa și comercializa peștele neconform pe piața noastră. Astfel, s-a produs o încălcare flagrantă a legislației în vigoare. Din informațiile prezentate Corpului de Control, de regulă e vorba de pește ieftin, loturile de pește cu paraziți nu ajung pe polițele magazinelor, dar ajung la piață și s-ar putea să ajungă și în instituții publice, așa cum sunt instituțiile de învățământ, instituțiile medicale și penitenciare. În mod procedural, în posturile vamale de frontieră sunt prelevate probe din loturile din produsele importate. După sigilare, acestea ajung la laborator pentru efectuarea analizelor. Angajații laboratorului efectuează analizele și, conform normelor, trebuie să introducă datele în sistemul informațional de management al laboratoarelor, cu specificare expresă a conformității sau neconformității produsului. Acest lucru, de fapt, nu se întâmplă. Mai mult decât atât, rezultatele testelor de laborator nu erau prezentate nici pe suport de hârtie celor de la ANSA. După efectuarea analizelor, datele trebuiau să fie accesibile responsabililor de la ANSA, în cazul în care probele de laborator nu sunt conforme, sunt neconforme, ANSA ar trebui să întreprindă măsuri de rigoare care includ și nimicirea acestor loturi. Nici acest lucru nu s-a întâmplat, iar certificatul sanitar veterinar a fost emis de către Inspectoratul Teritorial al ANSA. Dată fiind această situație gravă, am considerat efectuarea următoarelor acțiuni. Solicit de la ANSA să inițieze imediat o anchetă de serviciu cu suspendarea responsabililor atât din agenție, cât și mai ales a managementului laboratorului. Ministerele Educației, Justiției și Sănătății să emită o circulară tuturor instituțiilor subordonate să efectueze o verificare minuțioasă a loturilor de pește achiziționate în ultima perioadă. Poliția și angajații ANSA, care mai au un pic de responsabilitate în fața cetățenilor acestei țări, să efectueze controale în piețe și locuri de vânzare a peștelui de import pentru a preveni comercializarea peștelui infestat. Solicit lista companiilor implicate în această schemă și introducerea lor în lista de interdicție a Agenției de Achiziții Publice, astfel încât aceste companii să nu mai poată niciodată livra produse instituțiilor publice. Am dat indicație Corpului de Control să fiu informată săptămânal despre acest caz, ca să nu ne trezim iarăși cu un caz mușamalizat, așa cum am văzut de nenumărate ori pe perioada guvernării precedente. Pe acest caz a fost deschisă o cauză penală și aștept ca procuratura, CNA, judecătorii care vor gestiona acest caz să apere interesul cetățenilor, sănătatea copiilor acestei țări și să aplice pedepse cu toată severitatea. Dar până justiția își face treaba, rog presa să informeze cetățenii pentru ca aceștia să fie foarte atenți când fac achiziție de produse, de pește, mai bine zis. Vă mulțumesc! Mai multe detalii o să prezentăm ulterior. Am zis că este un briefing. Este vorba despre 74 de loturi de pește.